Da, este, să spunem, un start al campaniei prezidențiale, de fapt, intrământul precampaniei, începând de astăzi, 10 august, printr-o acțiune amplă, spunem noi, cei de la Partidul Național Liberal, și anume aceea de a informa populația și de a aduna semnături pentru candidatura domnului Klaus Iohannis la președinția României din alegeri care vor avea loc în noiembrie anul acesta, după cum bine știți. De ce 10 august? Pentru că, după cum bine știți, anul trecut, pentru ce s-a întâmplat, să spunem așa, în perioada post-decembristă, după 1989, a fost un eveniment foarte neplăcut. Eu aș spune chiar un eveniment de cotitură, pentru că am văzut că unele apucături au rămas și după 1989, din păcate. Și mă refer la aici, la ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, la acțiunile care au fost, din punctul meu de vedere, mai mult decât deplasate ale celor care conduc România și astăzi, din păcate, și mă refer aici la liderii PSD. După cum bine știți, și astăzi este din nou o activitate la București, tot organizată de cei din diaspora. Iată că românii au plecat afară și vor și își doresc neapărat să ne tragă un semnal de alarmă și noi, nouă celor rămași aici. Eu văd asta ca și, poate pare chiar foarte, foarte grav, dar o văd ca și o palmă, parcă celor rămași aici, că nu am fost în stare să-i primim și să-i așteptăm cu flori. Și am așteptat cu gaze în Piața Victoriei și spun asta pentru că știm cu toții că după 1989, mai ales după anii 95-96, acești oameni care constituie diaspora au trimis bani acasă și au contribuit foarte mult la creșterea nivelului de trai în România. Dar să trecem peste acest eveniment, n-aș fi vrut să fac neapărat referire și trimitere la așa ceva, dar într-adevăr este un lucru cel puțin pentru mine dureros. Astăzi începem campania de a strânge semnături pentru președinția domnului Klaus Iohannis la al doilea mandat, pentru o Românie normală, pentru o Românie care a fost reprezentată și acum cu demnitate la nivel internațional de către domnul Klaus Iohannis și care și în interior, deși în țară, a fost reprezentată de asemenea cu normalitate, spun eu. Știut fiind faptul că președintele României are anumite prerogative, iar Klaus Iohannis s-a încadrat întotdeauna în aceste prerogative, fiind un mediator și nu un președinte jucător, așa cum eram noi obișnuiți mai de mult. Cu cine, pe cine Deci vedeți? aceasta este normalitatea și acesta este motivul pentru care începem și astăzi, 10 august, această campanie de strângere semnături. Vă rog. Pe cine vedeți principalul contracandidat al lui Klaus Iohannis? În primul rând, Klaus Iohannis va câștiga alegerile prezidențiale fără niciun fel de problemă. Nu pot să mă exprim acum cine ar fi principalul contracandidat. Pot să spun că pentru toți românii care își doresc normalitatea, își doresc democrația, își doresc o țară în care să-și poată crește copiii, o țară în care educația să ocupe rolul pe care trebuie să-l ocupe, mediul economic să-și reia din nou ceea ce trebuia să întâmple și până acum, va veni și va vota Klaus Iohannis și atunci, sincer să fiu, mă interesează mai puțin sau aproape deloc cine ar putea fi contracandidat. După cum bine știți, celelalte partide deja s-au desemnat, cel puțin două și-au desemnat candidatul la campania pentru prezidențiale și nu cred că trebuie să-i repet eu aici. V-ați fixat un target pe plan județean? Deci, un target la nivel național este de peste 2 milioane de semnături, iar la nivel județean noi ne dorim să strângem undeva între 46 și 50 de mii de semnături. Nu este neapărat un target pe care ne-a fixat cineva, ci eu consider că sunt un număr de semnături pe care noi le putem aduna fără un efort prea mare. Dacă ați văzut și activitatea de astăzi, să nu vi se pară că nu suntem mulți, suntem doar cei care urmează să adunăm semnături pe stradă, deci nu este niciun fel de meeting, niciun fel de manifestare a Partidului Național Liberal în Botoșani, ci este doar un start de campanie de strângere de semnături.
era normal. Mai spune și ele, degeaba spui, da, spune și ele.